Dacă vrei să fii o persoană puternică, trebuie ca această putere să vină din activitatea pe care o desfășor, din susținerea lucrurilor bune și din foarte, foarte, foarte multă muncă. Acest lucru, într-adevăr, m-a afectat foarte mult. Am fost un om norocos. Pot să spun că am fost un om norocos. Ce greșeală n-ați mai repetat? Încrederea pe care am acordat-o unor oameni care și care nu au meritat. Foarte mulți nici n-au știut despre, despre acest aspect, nici nu am vorbit până acum, vorbesc cu dumneavoastră despre, despre aceste lucruri. Bun găsit, dragi prieteni! Mă bucur tare, tare mult să ne revedem în această perioadă la un nou episod Marca Ameritat Podcast. Să știți că astăzi am o invitată specială, în adevăratul sens al cuvântului. Sunt tare fericită pentru că mi-a acceptat invitația. O să vă dau la început așa câteva indicii. Și o să încep prin a vă spune că este o femeie extrem, extrem de puternică. Cu cât a fost mai controversată în spațiul public, cu atât a demonstrat că nu se va lăsa dobărâtă și asta a făcut. Și nu doar atât, o să închei acest intro prin a vă spune că am ca invitată și voi sta de vorbă cu prima femeie care a ocupat funcția de prim-ministru în România, doamna Verica Dăncilă. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Cu mult, mult drag și mulțumesc pentru că ați acceptat-o! Cu mare drag! Ce faceți? Cum este acum în această perioadă, doamna Viorica Dăncilă? Este o perioadă în care sunt la fel de implicată, sunt președinta Partidului Națiune, Oameni împreună. Discut foarte mult cu oamenii, sunt în mijlocul oamenilor și lucrăm foarte intens la programul de guvernare, care pornește tocmai de la oameni pentru a fi unul priat pe realitatea din România. O perioadă încărcată, să spun așa, sunteți foarte activă. Da, așa am fost obișnuită și continui pe aceeași linie. Dar aveți o zi în care să spuneți sau să vă permiteți să stați pur și simplu? Uh, să nu aveți niciun fel de activitate. Să spuneți, astăzi este pun stop. Uh, foarte rar de sărbători. De sărbători. De sărbători, când uh, îmi dedic tot timpul familiei Familie. și sărbătorilor. Altfel, cred că este un lux. Da, probabil este și obișnuința, așa am fost învățată, că întotdeauna trebuie să lupți, întotdeauna trebuie să ai activitate și întotdeauna trebuie să te bazezi pe adevăr și pe direcția bună. Și pe, pe lucruri pe care le facem noi, fără să depindem de alte persoane în stânga și în dreapta, exact, nu? Exact, exact. Dacă vrei să fii o persoană puternică, trebuie ca această putere să vină din activitatea pe care o desfășor, din susținerea lucrurilor bune și din foarte, foarte, foarte multă muncă. Ce contează mai mult? Să faci ceea ce îți place sau să te gândești mai mult la partea financiară? Cred că nu se exclud una pe cealaltă, pentru că trebuie să existe o prioritizare. Și această prioritizare, bineînțeles, că ține și de partea financiară. Pentru că mereu am fost învățați să fim independenți. Tot auzeam aceste sfaturi din familie. Da, această independență legată tot de muncă, pentru da. că prin munca pe care o depui, câștigul financiar trebuie să fie mult, da, mult mai bun și atunci acest lucru îți dă acea independență pe care cred eu că și-o doresc toți. Ce își dorea copilul Viorica să devină când va fi mare? Ce vis măreț avea? Primul meu vis a fost să devin medic, pe urmă, avocat, da. M-am uh, și pregătit pentru a merge în uh, domeniul juridic, wow. și l-am cunoscut pe soțul meu, și mi-am schimbat, uh, mi schimbat planurile, am devenit inginer. Uh, Dar n-aveați uh, idei din acestea, nu știu, să fiți astronaut, să fiți, uh, nu știu, cum, uh, cred că aveam fiecare la un moment dat, credeam noi că. <laughs> da, de, deci v-am spus, prima mea uh, dorință a fost să devin medic. O meserie de... foarte serioasă, de altfel, foarte Da, și să grea. vin de cât mai mulți oameni. Acela, întotdeauna am empatizat cu oamenii și am crezut că trebuie să te implici astfel încât ceea ce faci să aducă un lucru bun pentru oameni. Știu că ați mai povestit de-a lungul vieții și despre copilărie, despre momente, însă pentru că fiecare precumva are publicul lui, o să vă rog să mai trecem așa puțin prin momentele cele mai importante, esențiale și din copilărie, pentru că nu putem să uităm niciun dintre noi copilăria. Chiar dacă poate au fost momente mai grele, momente mai frumoase, când vă spun doar atât copilărie, care sunt momentele care vă vin în minte și care vă fac să zâmbiți? vizitele la bunici, jocurile copilăriei. Cred că copilăria este foarte frumoasă, este lipsită de griji. Vedem uh, viața în și fiind copil treci mult mai ușor peste da. toate lucrurile care la un moment dat te afectează. Cred că copilăria este cea mai uh, frumoasă perioadă și cred că toți avem momente uh, pe care le purtăm în suflet din perioada copilăriei. Ați fost un copil răsfățat? Uh, pot să spun că am fost un copil răsfățat, adică înconjurat cu foarte, de foarte multă dragoste, dar în același timp uh, am fost un copil muncitor și un copil care. Făcea și, lucruri, făcea și lucruri care nu erau acceptate întotdeauna de părinți, erau uh, jocurile copilăriei, dar uh, un copil care a căutat să nu-i supere foarte mult pe părinți. Atât cât a putut copilul. pentru Atât că cât asta a putut, că... pentru că știți cum se spune, în copilărie da. este imposibil să faci mereu pe placul părinților. Și totul părinților. se iartă în copilărie. Exact, exact. V-ați născut în Roșiori de vedere nu? Câte da, m-am născut în Roșiori de vede de județul Teleorman, dar la șase luni am plecat din, adică părinții au plecat din județ. Tatăl meu, fiind în cadrul armatei, a fost repartizat la Sulina da. și am stat la Sulina 13 ani. Cum ați perceput această schimbare? V-a afectat? Nu mi-a plăcut, plăcut foarte mult, mi-a plăcut foarte mult în mijlocul deltei, Sulina care era oraș liber, un oraș în care într-o parte mare, într-o parte Dunărea și două părți wow. înconjurate de deltă, o copilărie foarte, foarte frumoasă. Și totuși ar, a trebuit să vă adaptați și dumneavoastră și mama, nu? V-ați mutat de, cu totul și practic. Da, eu eram foarte mică când am <laughs> Da, pentru mine, adaptarea a fost de la sine, dar părinții s-au adaptat și am stat acolo o perioadă destul de îndelugată. Ați avut neajunsuri în copilărie? Categoric. Era perioada în care toți ne doream portocale, Pepsi. Știți foarte bine Comunismul că atunci, da, da, era o perioadă mai dificilă, dar știți cum este în copilărie te și cu ceea ce ce ți oferă părinții, ceea ce ți oferă bunicii și trebuie să spun că și acum simt uh, acel miros al prăjiturilor făcute de mama sau de bunici, al cozonacului de sărbători, uh, sărbători pe care le așteptam cu foarte, foarte multă nerăbdare. Cred că cea ce mai frumoasă, cea mai frumoasă perioadă, mai ales în viața unui copil. Exact, exact. Și acum amintiri. Și acum amintiri care, pe care le păstrăm, uh, așa cum am spus, în suflet. Erați un copil care spuneați că mai făcea așa nebunii, dar nu atât de grave încât să supere părinții extraordinar de tare. Totuși, aveați frică de unul dintre părinți? Da, exista acea teamă să nu-i supăr, nu pentru că erau părinții violenți, sau, dar știam că întotdeauna există anumite pedepse și nu prea îmi plăceau acele pedepse. Pe mine, de exemplu, dacă mama mă striga pe nume Nasrin și nu spunea puiule sau mami, sau, era gata, ceartă. Sigur am făcut Simțeam ceva. din ton. Cum simțeați exact sau ce înseamnă exact o pedepsă? Din ton. O pedepsă, a doua zi nu ieșeam la... La joacă cu și copii. era crunt asta. Era crunt, era crunt, era foarte crunt. Era ușor penibil, așa ne simțeam ușor penibil față de ceilalți Da, prieteni. era un era o altfel de copilărie. Nu aveam atât acces la informație. Ne bucuram de desenele animate pe care le vedeam la ora 19 da. la televizor. Erau, citeam foarte mult încă de mici pentru că aceea era... Dar erați și fericite, erați un da, copil fericit. Da, foarte fericiți. Era acele jocuri ale copilăriei, acea inocență a copilăriei era, exista și acest lucru uh, însemna foarte mult. Cum a fost după aceea parcursul uh, dumneavoastră, atât acasă, cât și la școală, cât și în mediul cu prietenii, cu colegii, parcursul acesta și trecerea de la copil la adolescentă? Uh, am avut întotdeauna. Uh, relații foarte bune cu colegii și colegele. Uh, cum se spune, ești un om de echipă. Adică încercam ca uh, echipa din care făceam da. parte uh, să fie pentru mine uh, foarte importantă. Uh, am plecat, am spus că am stat 13 ani la Sulina, m-am mutat pe urmă în Ploiești Uh, eram în clasa 8 când m-am mutat. A fost uh, pentru mine o etapă foarte, foarte neplăcută. Eram mereu cu gândul la uh, colegii cu care am pornit din clasa 1. Da. Dar a trebuit să mă adaptez, am făcut liceul la Ploiești și pe urmă facultatea tot la Ploiești. Ați fost nevoită în urma separării părinților? Să... Nu, părinții mei s-au separat în primul meu an de facultate. În primul an de facultate. Practic la o vârstă în care știați foarte bine ce înseamnă o căznicie, o relație, iubirea dintre un bărbat și o femeie, o familie, dar nu atât de mult încât să... Nu vă arată afectată, nu? Da, nu. Eu cred că uh, copiii toți sunt afectați pentru că niciodată nu se gândesc la acest lucru și uh, întotdeauna pentru ei mama, tatăl uh, sunt un exemplu. Și atunci acest lucru, într-adevăr, m-a afectat foarte mult. Cu timpul am înțeles. Cum ați perceput uh, separarea părinților? Uh, Într-un fel, uh, ca o abandonare, ca uh, ceva care. Uh, nu era normal. Era ceva care, efectiv, uh, uh... Crea acea emoție negativă, dacă aș putea spune acest, acest lucru. Oamenii pe care ei văzut mereu împreună, oamenii alături de care uh, te-ai simțit fericită, oamenii da. cărora vrei să le împărtășești și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune, acum aveau două vie separate și acest lucru nu era foarte ușor. Dar, cu trecerea timpului, am înțeles că acest lucru face parte din viață și, în momentul în care două persoane nu mai sunt fericite împreună, acest lucru se întâmplă. V-a luat ceva timp până ați înțeles da, acest lucru. Da, mi-a luat V-am întrebat pentru timp. că sunt multe situații în care anumiți membrii familiei se simt eliberați după o separare. Alții suferă teribil de mult, așa cum s-a întâmplat și în cazul dumneavoastră. Îi vedeați fericiți înainte să aflați că se vor separa sau ați asistat și la certuri, la scandaluri? Uh, nu, a fost, a fost o familie fericită, o familie care chiar dacă aveau micile dispute nu le aveau în, în fața mea, nu știam de toate aceste lucruri De aceea când s-a întâmplat acest lucru da. a fost pentru mine uh, o perioadă foarte, foarte grea și mi-a fost foarte greu să accept o perioadă mare de timp ați rămas apoi după separare în relații bune cu ambii părinți? sau? Nu, eu am rămas cu mama. Cu mama. De fapt, eram studentă, eram, eram în primul an de facultate. Am rămas alături de soțul meu, pentru că în primul an de facultate m-am și căsătorit. Eram prietenă cu soțul meu după terminarea clasei a 10-a. Ajungem și acolo, știu și prin și, cine, dar mai spunem așa povestea puțin. Și... O perioadă nu am avut legătură cu tatăl meu. El avea o altă familie, nu pentru că nu mi-aș dorit. Mi-aș fi dorit sau poate că el nu și-ar fi dorit. Dar, vedeți, erau două familii separate și mi-a fost teamă că aș putea să-i creez probleme în noua familie, și am lăsat lucrurile să curgă de la sine, pe urmă am discutat cu tatăl meu și o lungă perioadă tatăl meu a stat în casa pe care o am la predeal. De fapt, el a avut grijă de, de, de casă până în perioada în care a murit, acum un an. Cumva de aici și teama aceasta de abandon despre care, despre care vorbeați, nu? Exact, exact. Ce înseamnă acea perioadă în care nu ați vorbit? Uh, nu pot să spun că nu mă gândeam mereu. Vedeți. Dar pe cât părinții ni dă, Părinții ne dă Dumnezeu și uh, indiferent de greșelile pe care le fac, sunt tot părinții noștri. A fost o perioadă în care eram supărată și nu vreau să Cât interacționez. Nu ați vorbit cu tatăl? A fost o perioadă destul de lungă. A fost de o perioadă ani. destul de lungă de da, ani, da. Nici tatăl meu nu m-a căutat, nu pentru că am înțeles pe urmă după ce am discutat, nu pentru că nu ținea la mine, dar avea acea teamă de a interacționa din nou știind că și a, a, a creat o nouă familie, și a, nu știa care va fi atitudinea mea. Acum, dacă aș întoarce timpul, a, regret că nu am vorbit o perioadă mare de timp, dar și mie mi-era teamă că îi crezi din nou probleme, că avea o altă familie, că îi crezi probleme. Cumva și... de ei se vede și buna creștere, bunul simț, educație și bunătatea de care ați dat dovadă, gândindu-vă practic la familia tatălui dumneavoastră, deși sună ciudat, la niște străini până la urmă și nu v-ați gândit la dumneavoastră, la copilul? Da, știți cum, eu sunt un om credincios și credința Știu. presupune iubire și iertare. Iubirea era necondiționată, era tatăl meu, iar iertarea a venit cu timpul, pentru că mi-am dat seama că așa a fost să fie și că aceste lucruri de multe ori sunt firești și că nu poți să Ți-o căsnicie, când nu mai există dragoste, când nu mai există înțelegere, dar când nu mai există susținere, au. dar copiii suferă dar copiii suferă și uh, nu cred că există situații în care copiii să fie un copil să fie fericit atunci când se despart părinții. Decât dacă în familia respective, uh, respectivă sunt uh, uh, anumite aspecte da. legate de violență, de o atitudine Nu a fost cazul. Da, nu, nu. Cum a fost revederea? Vă aduceți aminte după atâția ani de zile în care nu v-ați mai văzut tatăl? Bucurie de ambele părți. Am, am vorbit, am vorbit despre noi și atunci am înțeles foarte, foarte multe lucruri. Am înțeles că, de fapt, și tatăl meu, ca și mine, am vrut să discutăm, dar și unul și altul ne-am temut acest lucru s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, pe urmă tata care a avut un as bronșic uh, foarte pronunțat uh, a venit și a stat în casa pe care o am eu cu soțul meu ați avut de grijă de, de da, m-a avut grijă de mine, în fond era tatăl meu mama a decedat în 2016, iar uh, tata din 2016 până în 2022 dinainte de 2016 cred că prin 2010 dacă nu chiar mai devreme, 2004. din 2004, a stat la casa pe care am avut-o noi cu acceptul mamei. Mama, un om foarte bun, a înțeles că mi-a spus de fiecare dată că aceste lucruri se pot întâmpla, dar în inima mea trebuie să am loc pentru mamă și tata. Ați simțit ranchiună vreodată pentru cineva? Ați simțit uh, și apoi să vă pară rost să vă dați seama că... Nu și-au locul astfel de sentimente? închiune, în dezamăgire, aș putea spune. Au fost multe situații în care am simțit această dezamăgire, m-am simțit rădată pe nedrept, dar am avut puterea să merg mai departe și am avut puterea să iert cele întâmplate. Pentru că dacă nu toate aceste lucruri se acumulează și devii tu un om rău purtând atâta răutate în suflet v a fost alături în acele momente bă, grele, nu știu, chiar și în, în anii aceia în care nu vorbea cu tatăl? Era genul de adolescentă care avea prieteni, prietene, vorbea foarte mult, cerea sfaturi sau mama era cea mai bună prietenă? Mama era cea mai bună prietenă. Cu mama discutam absolut tot. Am fost foarte apropiată de, de mama. Mama mi a fost și mamă, și prietenă, și susținătoare. Un om înțelept și al doilea, n-aș aș putea face o clasificare da. sau soțul, soțul meu care mi-a fost mereu alături și uitați că anul acesta facem 40 de ani, 40 de, căsătorie. De, ani de căsătorie. Da, și. Gândiți-vă wow. că m-am căsătorit la <laughs> 18 aici ani. la pauză, da. cred. <laughs> da, am fost un om norocos. Pot să spun că am fost un om norocos. Acum, vorbind prin prisma experienței pe care o am, este adevărat că atunci când ai lângă tine un om potrivit și un om care te înțelegi, care te susține reciproc, o da. căsnicie îndelungată este benefică. Dar dacă aceste lucruri nu sunt, nu sunt împotriva unui, unei despărțiri în momentul în care nu mai vorbești cu celălalt, nu mai simți că celălalt ți-e aproape. Viața e una singură și trebuie să fii fericit. Dar trebuie E să ai și puterea ca într-o căsnicie să treci și peste lucruri care poate câteodată sunt mai puțin plăcute, să te susții reciproc și în același timp să te respecti foarte Căci mult. Căci ele există absolut. Exact, exact. Sau nu vrem. există. Dacă auzi pe cineva care spune noi niciodată nu ne-am certat. Nu cred în acest înseamnă lucru. Înseamnă că sunt pe punctul de a divorța. Nu sunt acest lucru. Nu înseamnă că nu dialoghează foarte mult cu partenerul. Nu. Toate aceste lucruri sunt firești. Dar trebuie să ai puterea să mergi mai departe, să ai puterea să-l înțelegi pe celălalt, să discuți foarte mult și să există respectul. Ați pierdut oameni extrem de apropiați și de dragi. Ați fost trădat, ați fost dezamăgită, soțul a rămas acolo, lângă dumneavoastră. În momentul în care ați aflat că mama dumneavoastră nu mai este printre noi, cum ați putut să mergeți mai departe? A fost. Căci aveați... erați în mijlocul unor proiecte. A fost cel mai, cumplit, cel mai cumplit moment din viața mea. Nu mă așteptam la acest lucru. Mama, într-adevăr, a avut să o problemă. Era internată în spital. Am discutat cu medicii care mi-au spus că nu este nicio problemă. Eram europarlamentar și aveam sesiune la Strasburg. Și într-o dimineață a venit asistenta și a bătut la ușă de vreme. Mi-am dat seama că se întâmplă ceva. În momentul în care am aflat că mama a decedat, am simțit că totul se prăbușește în jurul meu. Uh, nu puteam să accept acest lucru. Este foarte greu de acceptat și cred că nu numai eu gândesc așa. Știm că părinții la un moment dat vor deceda, pentru că asta e legea, asta e legea naturii. Dar este foarte greu să acceptăm acest lucru. E, pentru mine, atunci. A fost un moment foarte, foarte greu. M-am întors foarte greu în țară, nu aveam zbor direct, m-am întors în țară, dar și când tot speram ca să nu fie adevărat, încercam să, să mă agăț de un da. fir ca de, de paie, cum se spune, ca tot să, am da, da, să tot am în momentul. Mi-a fost foarte greu. At și atunci, dar mai ales după perioada. Când ați realizat când am adevărat. realizat și când aveam anumite probleme și aveam nevoie de sfatul mamei sau să discut cu mama. Dând timpul înapoi, nu știu, vă aduceți aminte, de vreun semn, de vreo ultimă discuție în care nu știu, să fi realizat că, de fapt, avea să fie ultima discuție cu mama? Nu cred că dacă realizam că e ultima discuție, nu plecam stăteam lângă mama pentru că vreau să fiu alături de ea. Dar mama mereu îmi spunea, nu am nimic, mergi și fă-ți treaba alta, nu am nimic, eu sunt bine. Da. E, e cumplit. Ați visat-o vreodată? Da. Da. Um, și am această convingere că de acolo, de unde este, încă veghează asupra mea și asupra familiei mele. Poate că pentru unii pare ceva ieșit din comun, poate pentru alții nu, care au trecut prin asta, dar atunci când aveți vreo cumpănă sau vreun obstacol, când suferiți vreo dezamăgire sau sunteți pe punctul de a lua o decizie importantă, îi cereți ajutorul? Mă gândesc, mă gândesc mereu și nu numai atunci. De câte ori sunt mai tristă sau de câte ori mi se pare că am un proiect și nu. Nu, nu merge așa cum mi-am dorit. Gândul meu zboară către Voi imaginațioare imaginați mama. oare ce mi-ar fi spus mama acum? Exact. Nu? Ce exact. De câte ori vrei să te consulți cu cineva. Mă consult foarte mult cu soțul meu, dar este acea relație mamă-fică, mamă-prietenă. Adică nu se ai poate nevoie. Da, da. da, Mama este unică. Mama este mama. Da. Mi-ați vorbit despre faptul că în acest an veți împlini 40 de ani de căznicie. 40 de ani, nu știu dacă cineva mai auzit în ultima perioadă de 40 de ani de căznicie, nu o să vă întreb care este secretul, nu o să vă întreb, pentru că e clar că în fiecare familie sunt exact. și uh, momente bune și mai puțin bune. Cum ați și spus de altfel, dar uh, despre început aș vrea puțin să vorbim. L-ați cunoscut prin vărul dumneavoastră, din câte știu, nu? Erau prieteni, da. dar n-a fost dragoste la prima vedere. Nu. No. Ai niciun nu. No. L-am cunoscut prin vărul meu, care era student și soțul meu atunci era student anul 1 de facultate. Eu terminasem clasa a 10 -a și vărul meu a venit împreună cu soțul meu la noi. Au stat de vorbă cu părinții mei, au servit masa și eu mă odihneam, mă învățam, mă odihneam și spre sfârșit m-am întâlnit cu, cu ei am ieșit pe urmă cu ei, ne-am dus în parc să mâncăm o înghețată, să ne plimbăm, dar nu mi-am imaginat atunci că soțul meu va fi prieten. Ne-am mai întâlnit de câteva ori și pe urmă am devenit prieteni, tot cu vărul meu și cu soțul meu ne-am întâlnit, pe urmă am devenit prieteni și a fost foarte greu să admit că ne-am putea despărți dacă eu dădeam la drept în București, așa cum am pregătit, iar soțul meu rămânea în Ploiești. Și atunci? Așa că, fără știrea părinților mei, am uh, dat la facultate la Ploiești și nu am mai urmat uh, facultatea pe care părinții mei... Ați devenit colegi urmat. la facultate? Am devenit colegi la facultate, eu eram anul întâi, soțul meu era anul 3. Pe urmă eu am rămas să termin facultatea, facultatea de 5 ani, soțul meu a fost repartizat undeva în Oltenia și la finalul facultății eu am luat videle, deci m-am reîntors în județul da. la Teleorman, videle care este foarte aproape de București, noi credeam că ne, ne propusesem să locuim în București, sunt da, 35 da. de minute cu trenul, 50 de minute cu mașina. Dar -am, am locuit la Videle, unde eram foarte mulți ingineri și am rămas acolo pentru o perioadă lungă de timp. Mi-am mi -am profesat meseria timp de 20 de ani wow. și pe urmă am intrat în politică. Și de acolo știm și o să atingem și acel subiect. Arăta iubirea altfel acum 40 de ani față de cum arată acum? Nu știu ce să spun, dar, într-adevăr, gândiți-vă că acum poți să discuți pe telefon, poți pe tabletă, poți să dai un ce și, și rău. Da, atunci existau doar acele întâlniri pentru că știți foarte bine, telefonul era cel fix. Existau acele întâlniri, erau specifice momentului. Da, da. Nu erau oportunitățile de distracție de acum, dar să știți că noi le cream. Eram foarte mulți tineri, fie că ieșeam la pădure, fie că organizam noi petreceri la fiecare. Deci, pot să spun că a fost o perioadă foarte, foarte frumoasă din viața noastră. Și v-ați bucurat de acea perioadă? Vă întreb pentru că știu că ați și învățat foarte mult. Vă plăcea cartea. Da, am învățat. Încă de mică și la facultate și tot am așa. Am învățat, am citit foarte mult. Tatăl meu avea un, o regulă pe care o aplica. Nu puneam o carte în bibliotecă până nu o citeam. Și adevărul este că atunci nici nu, nu aveai... Alte, alte opțiuni, alte opțiuni. Da. nu poți să spui că îți luai informații despre un anumit personaj dintr-o carte sau Corect. despre o carte pe internet citeam și de multe ori citeam la luminare sau la lampă, că știți că se lua curentul la ora 10 ora 22 Uh, erau multe cărți, care părinții îmi spuneau la ora 11, la ora 23, gata, culcarea. Eu uh, puneam în carte și îmi citeam uh, romanele preferate. Era o perioadă frumoasă, dar cu multe restricții. Cu multe restricții, dar acele restricții au dovedit a fi unele benefice până la urmă. Unele benefice, dar erau și anumite avantaje. Faptul că terminai o facultate, aveai repartiție guvernamentală, exact. deci știi sigur că ai un serviciu. Faptul că aveai siguranța zilei de mâine, știi că nu te dă nimeni afară, că dacă în meseria ta îți faci datoria, ai o o creștere și o creștere și salarială și că dacă faci un împrumut nu e o problemă să-i dai înapoi. După ce te căsătorești ei că ți se dă un apartament, ți se dă o locuință, deci o siguranță. Era exact. o siguranță, dar erau și foarte multe restricții și foarte multă lipsă de acces la informație. Exact. În cei 40 de ani de căzicie, care au fost cumpenele care poate pe unele cupluri, pe multe cupluri de astăzi, ar fi ajuns să se le despartă. Și dumneavoastră ați trecut peste? A fost despărțirea, pentru că v-am spus că soțul meu a luat repartiție și era la sute de kilometri față de mine. Da. Ne vedeam la, nu la fiecare sfârșit de săptămână. Uh, au fost bine discuțiile inerente în casă, poate odată nu ești așa bine dispus. Corect. Sunt acele discuții. Au fost discuții legate de repartiție. Soțul meu vrea neapărat să mergem în Oltenia, acolo erau părinții. Eu vreau mai aproape de București, mai Normal. aproape de... Și atunci am făcut o convenție, când termină el facultatea, cu toate că a avut medie mare și da. soțul meu să ia unde dorește și a luat în Oltenia, dar când termin eu facultatea, să ia unde doresc eu și soțul meu să vină. Prima dată când am luat videle, soțul meu nu a fost foarte fericit. <laughs> Mi-a spus că, bine, aveam și alte oportunități, am terminat cu medie mare, am terminat cu medie peste nouă, aveam mai multe oportunități, dar atunci m-am uitat pe hartă și cred că m-a chemat și locul unde m-am născut, dar m-am uitat pe hartă, era lângă București, vreau să, să fiu lângă capitală. În petrol și gaze nu poți să spui că ai o locuință într-un oraș, Correct. pentru că te duci unde sunt zăcămintele de hidrocarburi. Exact. Uh, și atunci a fost așa o mică dispută, dar am avut puterea ca împreună și prin dialog să trecem peste toate aceste lucruri. Uh, vorbim și despre compatibilitate și despre respect despre care spuneați că primează, poate chiar înainte de iubire. Da, da. Uh, Lucruri pe care oamenii din ziua de azi, nu toți, dar uh, ajung să le perceapă ceva mai greu, le ia ceva până le înțeleg și ajung să renunțe mult, mult prea ușor. Da, eu cred că acest lucru nu este benefic. Viața e o luptă, inclusiv căsnicia este o luptă și trebuie să lupti pentru căsnicie. Bine, dacă vezi că nu se mai da. poate, nu se mai poate, dar trebuie să lupti să uh, impui acest respect pentru că fiecare jignire lasă urme și aceste urme le ștergi foarte greu. Nu te aștepți ca iubirea de la început să fie aceea și peste 10 sau 20 de ani, dar rămâne afecțiunea, rămâne respectul și acest lucru este foarte important. Noi am încercat de fiecare dată să nu ne izolăm. Am ieșit foarte mult în public, ne-am plimbat foarte mult, am mers între oameni, am încercat să ne facem viața frumoasă, să ne întâlnim cu prietenii. A fost Victor care ne-a adus foarte, foarte multe bucurii în viață noastră, Deci am încercat să luăm lucrurile bune pe care ți le poate oferi viața și să încercăm ca aceste cumpene, aceste bariere în viață să le trecem împreună. Și acest lucru e foarte important. Și să ne susținem în proiectele noastre, pentru că, vedeți, dacă pentru unul este un proiect important, da. trebuie să-l susții. Pentru că și tu, la rândul tău, ai un proiect important. Și, încă o dată, prin spusele dumneavoastră, ne dăm seama că nimic în viața asta nu este întâmplător. Pentru că, să și despre Victor, practic nici venirea lui Victor în viețile dumneavoastră nu a fost una pur întâmplătoare. Era o dimineață total banală, nu? Ca oricare alta. Exact. În care o colegă a spus că un copil a fost abandonat la un spital da, eram ingineră, aveam un program foarte, foarte strict. Uh, lucram și de noapte. Noaptea aceea uh, am lucrat, uh, asiguram strângerea datelor de producție din întreaga zonă, pentru că la ora 6 dimineața trebuia să o sintetizez și să o raportez la minister, cum era da. atunci, uh, la Ministerul Industriilor. Și dimineața eram foarte obosită după ce am raportat la ora 6 dimineața, pe la 7 și jumătate, când trebuia să plec spre casă după o noapte nedormită, o colegă de a mea, care era centralistă atunci, nu aveam uh, telefoane mobile, da, da, discuțiile le purtam prin telefonul fix și aveam centralistă, mi-a spus că a vorbit la spital cu cineva și că cineva a abandonat un copil și uh, și ea, încă o colegă și eu să mergem să vedem acel copil și să luăm uh, cei trebuie, pentru că ce trebuie, necesar. da, oamenii să știți că dădeau dovadă de mai multă solidaritate și empatie atunci decât acum. Ce bine că a spus asta. Erau mult mai uniți. Cu toate că eram foarte obosită și asta spun că nimic, revin la ceea ce a spus noastră, că nimic nu este întâmplător. Am spus da. -am, am mers împreună cu colegele mele. În momentul în care am ajuns, Victor plângea foarte tare și atunci mi-am dat seama că ceva mă leagă. Victor care avea cât? E, trei zile. Trei zile? Trei zile, da. Și atunci mi-am dat seama că destinul meu este legat de Victor, că Victor trebuie să facă parte din familie și am simțit ca și cum era ceva ca pe care nu puteam să-l las în urmă pentru că era ceva care se rupea din mine când, plecam, când am plecat de la spital. Am plecat foarte hotărât acasă, am vorbit cu soțul meu, mi-a spus stai puțin. Gândește-te, suntem încă tineri. E o, responsabilitate. e o responsabilitate. mai ales că atunci tehnica medicală nu era performantă. Un copil putea să aibă probleme, să aibă probleme la naștere, să aibă probleme pe urmă, să-ți asumi creșterea unui copil și să creezi condițiile. Nu este un lucru ușor, mai ales dacă acel copil putea să aibă diferite boli să sau fi ceva, să fie moștenit ceva, să fie ceva ereditar. Eu am mers pe drumul acesta. Trebuie să spun că nici părinții mei, nici mama mea, nici părinții soțului nu m-au contrazit, dar nu erau foarte încântați. Aveam viața înainte, eu aveam 26 de ani, deci se gândeau la cu totul și cu totul, dar au fost oameni foarte buni, oameni buni la suflet, au fost de acord. M-am internat cu Victor la două zile. Am stat cu Victor o perioadă în spital ca să învăț să am grijă de el, să Incredibil. mă familiarizez cu el. Am stat mai mult, veneau colegele la mine. L-am luat pe Victor acasă, între timp soțul meu, și cu prietenii, au montat pătuțul, au aranjat totul. Au durat ceva, demersurile de, nu știu, pentru adopție? Da, demersurile au durat. Eu pe urmă după ce am ieșit, dar să termin cu acest lucru, da, l-am da, da. adus pe Victor acasă, a fost o sărbătoare pentru toți vecinii mei, pentru toți colegii mei. Seara, soțul meu efectiv l-a idolizat, până eu făceam laptele, el îl plimba prin cameră, era foarte nervos că trebuia să fac mai repede, că plângea copilul, deci lucrurile... Ești și intrase în atribuții, gata. Își intrase în atribuții și pot să spun că l-am iubit pe Victor și-l iubim amândoi extraordinar de mult. Legat de formalități, după ce l-am adus pe Victor acasă și am dat drumul la formalități, m-am dus la mama lui Victor, Ați putut lua legătura? Cu da, m-am interesat, m-am dus. Era o doamnă care a avusese multe probleme. A fost foarte fericită. Mai avea și alți copii. Soțul îi decedase. Era într-o situație critică. Condiția mea a fost să nu intervină niciodată până când Victor nu va avea o vârstă în care va putea înțelege. Pentru că te gândești la sufletul unui copil. Și anumite lucruri pot provoca în foarte adânci și pot schimba destinul. A fost întru totul de acord. Am discutat și pe urmă actele au mers de la sine. Și într-adevăr nu ne-am întâlnit foarte mult timp, dar au avut grijă oameni cu prea puțină bună credință și cu credință, fără credință în Dumnezeu, care i-au spus lui Victor prin clasa noua, niște copii de a-ți acest lucru și a fost atunci o perioadă foarte neplăcută. Că ei se adoptat. Da, uh, țin minte că eram la masă seara și l-am certat pe Victor pentru că era vorba de școală. Ca orice părinte, uh, acea ceartă nu era o ceartă cu răutate. era o ceartă în care vrei copilul să-ți... Ca o simt, mamă și da, să meargă, să meargă bine. Era atunci, lasă o notă care mie nu mi-a surăs. L-am certat pentru acest lucru. Victor, care niciodată nu era genul care să nu se implice, l-am văzut că ceva s-a schimbat și atunci mi-a spus, mă cerți pentru că nu ești mama mea. Am simțit că se prăbușește cerul. Mi-am dat seama ce s-a întâmplat și atunci, împreună cu Cristi, am stat de vorbă cu el și am, i-am explicat toate aceste lucruri. N-ați încercat să disimulați această situație cumva? Nu, să, să... nu, Victor merita adevărul. Dacă cineva, n-am putut să-l mințim. Dar de unde știau acei copii? Probabil de la părinți, să discutase undeva în casă, poate oameni care ne-au văzut că suntem foarte fericiți cu Victor, că nu știu. Nu știu, dar copiii au. Câți ani avea Victor atunci? Era într-o perioadă critică, 14-15 oh. ani. Și știți că băieții, la perio da. în perioada aceasta, sunt mai puțin mai teribiliști. Acest lucru m-a înspăimântat atunci, dar Victor a înțeles. Și a înțeles că noi trei suntem o familie și că nu ne interesează ce a fost, ne interesează viața noastră în familie. Și de atunci nu am mai abordat acest subiect. Acest subiect a apărut când eram prim-ministru, într-o perioadă foarte nefericită. Eram la Tel Aviv, în timp ce unii mă acuzau că fac afaceri cu evrei, că da. le-au făcut plângere pentru o altă trădare. De fapt, m-am dus la Tel Aviv pentru că soțul meu suferise o operație foarte grea. Și, în momentul în care l-a scos de pe masa de operație, și eram la spital, am primit informația că în spațiu public a ieșit faptul că l-am înfiat pe Victor. Nu că l-am înfiat, ci că l-aș fi cumpărat pe Victor și că nici nu am acte. Deci, niște lucruri de o gravitate extremă. A fost un moment foarte dificil, abia așteptam să mă întorc în țară ca să vorbesc cu Victor. Și am plecat de la Tel Aviv după. Ce am discutat cu soțul meu după operație. L-am lăsat pe soțul meu în spital. M-am întors în țară, am avut o discuție cu Victor. Victor, care a dat dovadă de foarte multă maturitate și de foarte multă responsabilitate, mi-a spus: Trebuie să ieși public și să spui totul, pentru că dacă nu vei spune acest lucru și nu vei ieși public, toate aceste lucruri, toate aceste mizerii vor lua amploare. Și atunci am ieșit public și am explicat tot ceea ce s-a întâmplat. Bineînțeles că oameni care au dat dovadă de foarte, foarte multă lipsă de bun simț, aș putea să spun, s-au dus, s-au cercetat, s-au dus pe la doamna care i-a dat naștere, pe la... Deci a fost o perioadă pe care efectiv nu am înțeles-o. Pentru că nu poți să intri cu bocancii plini de noroi în sufletul lor oameni viața presupune alte lucruri, politica presupune alte lucruri. Absolut. Nu poți să te legi de viața personală sau să rănești oameni cu lucruri care sunt departe de a fi adevărate. A fost o perioadă foarte urâtă, s-au dus, au filmat la mormântul mamei mele, s-au dus să intereseze unde au fost socrii mei, deci niște lucruri foarte urâte pe care le-au făcut și care au fost fără precedent în România până atunci. Chiar da. Nu am înțeles această înverșunare, dar, așa cum am Ați spus, deranjat. da, probabil am deranjat, dar, așa cum am spus, nu le port ranchiună. Sper ca să înțeleagă odată și odată cât rău au făcut. Practic, Victor, în acea perioadă, și-a cunoscut pentru prima dată mama biologică la televizor, C adică a văzut-o? Da, cred că da, nu am discutat cu Victor despre acest lucru pentru că îl las pe Victor să spună. Anumite lucruri când, când, când vrea simtele, el, băie. dar am simțit că suferă. Am simțit că nu este corect față de el. El nu s-a implicat în politică, a fost un om care. și Este un om foarte rezervat, nu este un om arogan, nu este un om care uh, să vrea să iasă în față. Uh, nu am înțeles ce au avut cu el. Ca să îi facă toate aceste probleme. Dar, vedeți, toate aceste lucruri au căutat să creeze anumite dispute în familie, ne-au unit și mai mult. Pentru că suntem o familie și suntem o familie care uh, se sprijină unul pe celălalt, o familie fericită și o familie care se va susține mereu. Și s-a văzut acest lucru și ați reușit să transmiteți. Dacă acei copii, uh, la vârsta de 14 ani, câte avea Victor, n-ar fi ajuns să îi spună adevărul. Uh, Aveați de gând, intenționat. să... Categoric, da. Vreau ca atunci când Victor va împlini vârsta majoratului, când deja este mult mai matur da. în, în gândire, să explic toate aceste lucruri. Aveam datoria față de Victor să-i să spun, să spun adevărul. Dar Poate acest că era lucru... mai greu, nu nu ar fi fost mai greu? Nu, nu. Întotdeauna am fost pentru Victor numai mamă, ca și o prietenă. Am da. notat cu fiul meu, l-am învățat anumite lucruri, am fost în concedii mereu cu Victor, deci am avut o și avem o relație, mamă-fiu, foarte prietenească. Nu, nu v-a fost frică de reacția lui? Asta nu, înțeleg. pentru că știu că Victor ne iubește foarte mult, așa cum îl iubim și noi și știți cum este, Victor a deschis ochii și ne-a văzut pe noi. Nu i-am interzis să nu înțelegeți că i-am interzis vreodată, Doamnă, ferește. Dar Victor mereu spune: Eu am o singură familie și aceea sunteți voi. Și așa este. Și așa este pentru că noi l-am iubit necondiționat și, și el ne-a iubit necondiționat. Dar sunt convinsă că aceste lucruri urâte au lăsat răni în sufletul lui Victor. credeți că în treaba asta că nimic nu e întâmplător și sunt lucruri care poate că trebuie să se întâmple? cu anumite rezerve, cu anumite rezerve pentru că anumite lucruri se întâmplă pentru că sunt oameni care vor să facă rău am putea să trăim și fără ele exact, Liniștiți. exact și oameni care cred că atunci când fac rău sau când jignesc pe cineva fac lucruri care le pot aduce un plus, nu eu nu cred acest lucru și chiar dacă am avut de-a lungul timpului Multe lucruri care m-au dezamăgit, așa cum v-am spus. Nu am văzut niciodată o rezolvare în răzbunare, în a plăti lucrurile la fel. Am lăsat lucrurile să curgă de la sine, și chiar dacă mulți mi-au reproșat aș fi putut să fac la fel de mult rău, am spus nu. Eu cred că a face bine și a nu răspunde prin aceleași metode fac parte din felul meu de a fi. Deși ați avut foarte multe greutăți, din momentul în care ați apărut în mediul politic, ați fost și aspru criticată. După toate greutățile, după toate problemele, ați cunoscut vreodată depresia? Ați clacat vreodată? Pot să spun că dezamăgirea a fost foarte mare, dar eu cunoșteam adevărul și adevărul este cel mai important și a fost cel care m-a ajutat să merg mai departe. Vă amintiți că în perioada în care am fost premier spuneau că n-am școală, că doamna profesoară de lucru manual, că uh, tot felul de etichete care. Uh, pe zi ce trece, deveneau tot, tot mai agresive. Da. Uh, am putut să merg mai departe pentru că știam că nu este așa. Și știam că ceea ce fac sunt lucruri bune pentru oameni. Și că la un moment dat, oamenii vor ev ev evalua tot ceea ce se întâmplă. Și uitați că a venit momentul. Uh, oamenii văd măsurile pe care le-am luat eu și că întotdeauna am ținut cu țara și oamenii, și ceea ce se întâmplă acum. Și chiar dacă unii cred că pot să-i manipuleze, nu. Poporul român este un popor inteligent și face diferența. Ați regretat vreodată faptul că ați intrat în politică? Nu, nu am regretat, cu toate că, dacă dau timpul înapoi, nu mi-am dorit să fac politică aveam un, o meserie, eram foarte apreciată în domeniul meu, munceam foarte mult, aveam un colectiv da. în jurul meu care m aprecia și la rândul meu îi apreciam foarte mult. Am intrat în politică din dorința de a face ceva pentru femei și copii. Și am intrat ca simplu membru. Deci nu vă imaginați că prima dată am intrat pentru a face o carieră în politică. Eu nu consider că, profesia de, că există profesia de politician în niciun caz. Uh, am intrat în politică, am pornit de jos am fost simplu membru an mulți de zile, pe urmă am trecut prin uh, mai multe etape am fost președinte la femei la videle, am fost președinte de organizații orășenească, consilier local, consilier județean vicepreședinte la nivel de județ uh -huh. am candidat la uh, alegerile uh, parlamentare și cu toate că am luat pe un, unii nominal 27.000 de voturi am avut un procent de 49,8% și am intrat în senatul României, dar am avut puterea să lupt mai departe. Treaptă cu Am fost europarlamentar, am fost prim-ministru, prima femeie prim-ministru, prima femeie care a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale, primul prim-ministru și prima femeie care a condus președinția Consiliului Uniunii Europene, de deci ce efectiv a condus Europa 6 luni de zile și toate acestea uh, le-am făcut uh, uh, cu foarte foarte multă dăruire și cu dorința de a face bine. Și uitați după a, timpul care s-a scurs, pot să spun că am făcut greșeli. Cine spune că nu a greșit minte, a greșit eu și sub presiune, și cel mai abil jucător greșește. Dar am. nu am greșit niciodată față de oameni și față de țara mea. Ce nu și ați acest mai, lucru este important. Ce nu ați mai repetat? Ce greșeală nu ați mai repetat? Încrederea pe care am acordat-o unor oameni care și care nu au meritat. Aș fi mult mai atentă la oamenii cărora le acord încredere. Iertați ușor? Da, iert, dar învăț din aceste lucruri că nu trebuie să le mai repet. Aveți o teamă acum de oameni în urma dezamăgirilor? O teamă n-a mai avea încredere? Nu, cred în oameni. Mai Și... aveți așteptări? Da, da. Foarte mari. Cred, dacă nu aveam aceste așteptări, nu mă mai întorceam în politică. Eram convinsă în 2020 că nu voi mai face politică. Dar am întâlnit oameni care mi-au arătat că trebuie să am încredere, că trebuie să merg înainte și că trebuie să mă implic și alături de cei care vor să schimbe ceva, să luptăm împreună și acum sunt într-un nou partid alături de oameni care nu au mai făcut politică, dar așteptăm alături de noi și oameni care au făcut politică, dar în interes național, nu în interes personal și sper că cât mai mulți tineri, cât mai mulți oameni să înțeleagă că politica conduce totul. Politica conduce economicul și dacă stăm deoparte, nu putem avea așteptări. Sper ca mult mai mulți tineri să, se implice în politică, să vină la vot pentru că tinerii trebuie să-și creoneze viitorul pe care și-l doresc și să nu-i mai lase pe cei care au arătat că nu sunt în stare să le uh, obțină anumite facilități, anumite uh, drepturi pe care trebuie da. să le aibă, să le hotărească viitorul. Ce frici are doamna Viorica Dăncilă? Uh... Nu știu, nu, nu, nu știu ce să spun. Vei să frică de moarte? Uh, nu. De singurătate? Da. Da, de singurătate, da. Uh, sunt un om căruia îi place să fie printre oameni. Cred că singurătatea este cea mai grea de suportat. Și sper ca oamenii să se schimbe. Să înțeleagă că trebuie să dea dovadă de mai multă unitate și solidaritate. Pentru că această singurătate, această izolare nu este benefică nici din punct de vedere personal și nici din punct de vedere al Nații al, so și din da, al punct societății. De da. Ce vă lipsește în momentul de față? Uh, nu cre cred că îmi lipsește dialogul cu cei care ar putea să uh, schimbe anumite lucruri. Pentru că eu am o altă. Un alt mod de a gândi viața politică, partidul din care fac parte, au un alt mod de a gândi politica. Politica nu presupune uh, lupta între partide. Da. Politica nu presupune uh, vocea ridicată sau etichetarea unei persoane sau alteia. Politica presupune așezarea tuturor la aceeași masă. Și găsirea unor dialogul și găsirea unor proiecte. Vedeți foarte asta bune. în în România? Da. Eu întâmplă. am încredere în poporul român, și am încredere că acesta va fi viitorul. Pentru că, uitați-vă, acum, toți ies în spațiu public și gândesc doar din punct de vedere electoral. Dar nu mai există acel dialog nici cu specialiști, nici între partidele politice. Chiar dacă ești în Parlament, chiar dacă nu ești în Parlament, expertiza, experiența oamenilor este foarte importantă. V-ați vedea conducând această țară? Nu m-am gândit la acest lucru. Dar eu cred că. Nu, Dacă ați fost prima femeie care ați ocupat funcția nu, de. Prim nu nu m-am gândit la acest lucru, este, nu, -am, nu am luat în calcul acest lucru, dar eu cred că trebuie să avem profilul persoanei care trebuie să conducă această țară și pe urmă să ne gândim la numele lor. Dar nu spuneți nu. Nu am spus nu, dar nu. În cadrul partidului nostru avem un statut care este foarte strict și la care propunerea de candidaturi pornește de la, din județe, din de la nu mai venim cu, cu candidatul propus la centru. Da. Am văzut ce înseamnă acest lucru și nu considerăm că este benefic. Dar revin, cred că trebuie să creionăm profilul candidatului. Să fie un om demn un om care să iubească țara, care să iubească oamenii, să lupte pentru țară, să nu dea dovadă de slugășnicie, cum vedem în acest moment, să aibă o altă politică externă în care să avem relații cu toate statele lumii, relații bazate pe avantaj și respect reciproc, să ducem o politică externă în avantajul României, să ne spunem punctul de vedere atunci când ne convine și uh, cred că aceste lucruri ar fi foarte importante pentru România, pentru că vedem că în acest moment nu se întâmplă așa. Ce, ce notă i-ați da României, dacă ar fi așa să analizăm uh, din toate punctele de vedere, politic, social, uh, economic, uh, nu știu, să o comparăm cu celelalte țări? Din punct de vedere al țării și al oamenilor, nu o să pot să dau uh, României decât nota 10. Din punct de vedere al conducerii actuale, nu aș putea să dau o notă decât să spun că există multă dezamăgire, că văd că oamenii o duc din ce în ce mai greu, că nu vedem proiecte pentru oameni, că oamenii pentru ei sunt doar simple cifre, că nu avem acea empatie de care oamenii au atât de multă nevoie. Că grija este doar pentru interesul lor și interesul de partid, și mai puțin pentru oameni, că dau dovadă de foarte multă slugărnicie în plan extern, ceea ce uh, dă o imagine negativă României, că avem un președinte care este purtătorul de cuvânt pentru alte țări, mai puțin pentru propria țară. Toate aceste lucruri ne dezamăgesc foarte mult și sper din tot sufletul ca românii să înțeleagă. Că au un cuvânt mare de spus, că votul este cel mai democratic mod de exprimare, și că dacă vor merge pe ideea pe care vor să o implementeze acum partidele mari, și că orice ați face dacă mergeți la vot, tot noi suntem, este greșit. Dacă vor ieși în număr mare la vot, oamenii vor putea să își impună punctul de vedere. Nu știu exact dacă suntem mult prea în spate sau uh, dacă oamenii au înțeles ceva din toată treaba asta uh, despre voturi și despre alegeri și despre dorințele fiecărui om, însă e clar că e un haos total atunci da când de vine corp. vorba de, despre politică în România. Când ați ales politica, când ați ajuns să fiți atât de controversată, mediatizată, uh, a venit și varul de antipatii, dar oamenii aceia dragi, în afară de Victor, în afară de soț, prietenii, Adevărați prieteni au mai fost acolo? Da. Cel puțin familia a fost alături de mine în permanență. Dar prieteni adevărați aveți? Da, din exteriorul familiei. Da, am prietenii la care țin foarte, foarte mult. Prieteni care m-au convins să mă întorc în politică, prieteni care au spus că în permanență că Până la urmă, adevărul va ieși la suprafață. Fără și niciun să cred interes. În, și să, exact, fără niciun interes. Prieteni care au spus că am deranjat pentru că am ținut cu țara. Pentru că Viorica Dăncilă nu a vândut absolut nimic din resursele acestei țări când a fost premier. Din potriva, a cumpărat. A fost acuzată chiar și de trădare Exact. națională. Da, exact, exact. Un... Deci nu am înțeles și nu o să-l înțeleg niciodată pe domnul Orban, pe ceea ce a făcut. Pentru că vă dați seama că de, nu am văzut după Revoluție pe nimeni dintre conducătorii acestei țări acuzat de înaltă trădare. Da. Pentru niște proiecte cu un partener strategic, proiecte pentru România. Deci toate aceste lucruri au arătat că s-a ajuns prea jos. Mai putea, că trebuie să ne ridicăm. Ați mai putea colabora cu oamenii care odată v-au dezamăgit? trădat? Da, dar nu cu toți. Să știți că sunt foarte mulți oameni care mi-au spus că au greșit și m-au judecat greșit. Și v-au cerut iertare? Da, mulți oameni mi-au cerut iertare, dar mulți oameni pe care nu-i acuz. Pentru că de multe ori percepția este mai puternică decât realitatea. Mulți dintre acești oameni nu m-au cunoscut, nu au discutat niciodată cu, de, cu mine și uh, au luat toate informațiile în ceea ce mă privește din uh, mass media. Mass media care nu mi-a fost prietenă și mass media care de multe ori a dat foarte multe neadevăruri. Și atunci mi-au creionat un profil departe de realitate. În momentul în care ne-am cunoscut, foarte, foarte mulți mi-au spus că au greșit. Dacă acum ați luat de la început și ați parcurge aceeași pași și ați ocupat din nou funcția de prim-ministru pentru prima dată, să presupunem că v-ați învățat deja lecția, știți ce ați avea de făcut, ce nu ați avea de făcut, care ar fi acele lucruri pe care le-ați schimba? Ca totul să meargă perfect aș exclude din anturaj, din cei apropiați sau din cei care au da. putere de decizie, oamenii care lucrează numai în interes propriu și pentru obținerea unei funcții, în niciun caz oameni care au proiecte pentru țară. Ceea ce aș păstra, aceeași ritm de muncă. Pentru că am fost premierul care pe un perete întreg avea foaie de parcurs pe fiecare minister în parte. Și uh, care muncea foarte mult de dimineața până noaptea, nu dormeam mai mult de 3-4 ore pe noapte, maxim, și care a crezut în permanență că vom fi judecați după ceea ce facem pentru țară, și mai puțin di, de, din uh, imaginea pe care uh, ne-o creează unii sau alții. Și cred că acest lucru este foarte important, că aș aduce în jurul meu. Oameni care dau dovadă de profesionalism, oameni care, într-adevăr, vor să schimbe lucrurile. Că aș merge mereu în mijlocul oamenilor, așa cum am făcut. Aș vorbi cu oamenii și ușa mea ar fi mereu deschisă, așa cum a fost și în perioada în care am făcut Pentru că aveți pe această dăruire și poate acest. Pentru că, băhar... că iubesc oamenii. Da. Și cred că niciun lider nu trebuie să stea în uh, biroul său și să-și ia informațiile numai prin intermediul numai. celorlalți. Pentru că, de multe ori, informațiile sunt departe uh, de, de realitate. Și ce vreau să mai știu? Când a plâns ultima dată? La moartea tatălui meu. Care spunea că a avut loc anul, anul trecut. trecut, în august. De care ați avut grijă până de în De care am moment. avut grijă în, până în ultimul moment. Tatăl meu a făcut un cancer. În ultima perioadă, o lună de zile, a... S-a hrănit prin perfuzii. De prin... care știa? L-a tratat mult timp? sau Că Nu, a apărut câteva luni înainte. Eu am știut, nu am vrut să-i spun, am, am vrut să-i acord tratamentul care, care trebuia, am avut foarte multă grijă. Am stat în spital alături de tatăl meu, l-am susținut în permanență, am avut grijă de el mi am cunoscut și familia, bine, am cunoscut mai, mai devreme, și, dar totuși decesul tatălui meu m-a afectat foarte mult. Sunt detalii pe care nu, nu le știam, recunosc și cred că puțin. Da, a fost și foarte, nu am vrut să fac public. A fost un. Moment, Condolențe. Mulțumesc mult a fost un moment tragic pentru mine, pentru familie și am vrut să fiu foarte singură. Deci foarte, decât al, înconjurată de, de prieteni. Foarte mulți nici n-au știut despre, despre acest aspect, nici nu am vorbit până acum, vorbesc cu dumneavoastră despre, despre aceste lucruri. Spuneți că i-ați cunoscut familia, vă referiți la uh, femeia care i-a devenit soție după separarea de mama dumneavoastră? Da, și o fică. Și o fică. Mai aveți o soră? Da, mai am o soră. Sunteți în relații... Bune. Bune. Da. Da. Am reluat relațiile după o perioadă foarte lungă. Pentru că nu știam nici care este atitudinea, nici nu pentru că nu aș fi vrut sau că nu ar fi vrut. Dar nu știam care este atitudinea și întotdeauna am mers pe ideea că nu trebuie să forceze anumite lucruri, ele trebuie să vină de la sine. Asta vreau și să venit. vă spun, din tot ce mi-ați povestit până acum, odată că nimic nu este întâmplător și nu vă pripiți, lăsați lucrurile să se întâmple nu la voia întâmplării, la momentul potrivit. Când nici dumneavoastră nu știți, cred că doar simțiți. Când exact. vine acel moment, atunci... Sunt lucruri sensibile care trebuie tratate cu foarte multă atenție pentru că un lucru greșit poate strica... Multe. Și atunci am lăsat lucrurile de la sine. Acum suntem în relații foarte bune. Victor, acum ce vârstă are? Victor, am primit 33 de ani. 33 de ani, la mulți ani să vă trăiască, mulți Mulțumesc înainte. mult! Cum sunteți sau veți fi, nu știu, ca soacră? Care este relația dintre dumneavoastră și Victor când vine vorba despre partea Victor aceasta? Victor a fost căsătorit, s-a da. despărțit, din păcate. Am ținut și țin foarte mult la fosta mea noră, ne vedem și acum. A, ce frumos! A, a fost ca o fică pentru mine și de multe ori poate am luat apărarea <laughs> uh, Elenei uh, în fața lui Victor, am ținut foarte, foarte e? mult cu ea. Uh, a fost pentru mine fica pe care nu am avut-o. Mergeam împreună la cumpărături, cât am, mergeam împreună în concedii. Victor, acum e într-o altă relație? Uh, ca să uh, nu deranjăm pe cineva? Nu, nu, asta. nu, Chiar dacă este într-o altă relație, nu presupune că nu trebuie să aibă respect față de fosta lui soție. Sunt Aie. convinsă că Victor când se va căsători voi avea relație foarte bună cu, cu soția lui. Așa, ca să se tare și răspicat. Mi se pare un lucru foarte, Absolut. foarte important. Vă spun că ce îmi cumpăram mie, cumpăram și pentru Nora mea, adică a fost o relație deosebită și sunt convinsă că voi avea o relație deosebită cu soția lui Victor. În același timp, trebuie să Mărturisesc faptul că nu m-am amestecat în relația lor. Nu am știut când s-au despărțit, am aflat pe urmă, dar după, după ce s-au despărțit, nu i-am judecat pe niciunul dintre ei. Am suferit că s-au despărțit, Imaginez. dar trebuie să spun că nu este bine să te bagi în astfel de lucruri. Ei știu mai bine acest lucru. Cu toate că acest lucru nu mi-a plăcut, pot să spun că îmi doream foarte mult să aibă o căsnicie lungă și să fie împreună. Dar dacă ei au considerat așa de comun acord, nu am putut să vin eu și să le creionez regulile. Absolut. Deși poate simțiți acolo undeva ba, în, da, suflet în sufletul meu, să am situația. simțit că s-a rupt ceva. Exact. Dar v-am spus și acum avem o relație foarte bună, le doresc la amândoi să fie foarte fericiți. Doamne ajută, așa să fie. Doar cu acordul dumneavoastră, dacă îmi permiteți să vă întreb și să-mi răspundeți, în toți acești ani ați decis, sau așa a fost să fie să nu mai aveți un al doilea copil? Nu, am decis. Acum regret, poate regret, dar după ce Victor a venit în familia noastră, mulți ne spuneau O să vedeți, o să vină un alt copil și o să faceți diferența. Atunci negam, și, și acum neg acest lucru. Dar mi-a fost teamă ca Victor să nu se simtă într-un fel dat la o parte. Marginalizat. Da. Și având în vedere situația, am preferat să mergem. Eu cred că la câtă de dragoste viitor. aveți în suflet, nu cred că putea să faceți asta. Nu, nu făceam asta. acest lucru. Sunt Dar aveam teama Dar aveam teama ca el să nu se simtă într-un fel marginalizat. Știți că și într-o familie, când vine cel mic, atenția este normal spre cel da. mai mic dintre frățiori. Mi fără și surori. Că este mai mic, este mai... De aceea sunt singură la părinții. Da, și eu sunt singură, am, am, sunt singură la părinți. Acum v-am da, spus, că da. mai este o soră de tată, dar să știți că e bine și să ai frați și surori, pentru că mai e cu cine să discuți, să mai schimbi opinii, să vorbești de lucruri importante din viața ta dar uh, revin atunci când apare un frățior sau o surioară nu mai mică ești în centrul atenție. atenție este spre cel mic că e mai mic, are nevoie Corect. de mai și mult normal, sprijin până la urmă. Uh, cel mai mare se simte un pic care el a fost în centrul atenției, un pic marginalizat mi-a fost teamă de acest lucru la Victor având în vedere și situația și atunci am hotărât să oferim întreaga noastră dragoste lui Victor și cred că nimic din ce-ați făcut nu a fost greșit, ați făcut exact așa cum ați simțit. Și lucruri care v-au împlinit până la urmă, că v-a dus exact. împlinire și fericire. Exact. Și paradoxal, pentru că spuneam că lucrurile se întâmplă întotdeauna cu un scop și la momentul potrivit, a venit momentul potrivit și să vă cunoașteți sora, sora din partea tatălui. Exact. La vârste mature, nu am un două, la vârste la da. care ați înțeles practic tot parcursul și despărțirea de mama dumneavoastră și căsătoria cu mama dumnea ei. Cum a fost întâlnirea? Cum, cum poate percepe o femeie uh, întâlnirea cu sora ei despre care a știut dar n-a văzut-o niciodată? E clar că acea relație adevărată, autentică, nu poate exista, nu? Uh, să știți că întâlnirea a fost firească. Uh, iar Știați eu, fiind... că trebuie să întâmple. Da, știam că trebuie să întâmple. Ne-am întâlnit la moartea tatălui meu. Și... Lucru care ne-a afectat pe amândouă. Dar va a unit, v-a adus împreună. Dar ne a adus împreună și eu am înțeles că, fiind mai mare, trebuie să-i ofer dragostea de care are nevoie. Mm. Pentru că sunt anumite legături pe care ni le-a dat Dumnezeu și ele trebuie să rămână strânse. Și de atunci pot să spun că avem o familie mai mare. Mai mare. Ce frumos. Da. Și Doamna ajută, poate deveni și bunică? În viitorul apropiat. O, îmi doresc, îmi doresc, doresc no? foarte mult. Da. Iubesc foarte mult copiii. După părerea mea, trebuie să iubești copiii și trebuie să-i susții pe cei în vârstă. Pentru că copiii au nevoie de sprijin să ridice, iar cei în vârstă nu mai au aceeași putere pe care au avut-o odată. Eu iubesc foarte mult copiii. Să vedeți atunci iubire, dragoste și afecțiune în casa dumneavoastră. Sunt convinsă pentru că Țin minte când trăia mama și a avut grijă de Victor. Foarte mult l-a iubit foarte da. mult pe Victor. Eu eram și inginer, dar aveam și catedră la liceu și uh -huh. îmi pierdeam catedra, așa că în august când Victor avea 8 luni, a trebuit să mă întorc la servici și la liceu. Uh, eram director tehnic. Da. Uh, am, a venit mama și a avut grijă de Victor până la șase ani și ceea ce nu mi-permiteam mie îi permitea lui Victor. Și spuneam, dar pentru cu mine ai fost foarte strictă. Spune De ce bunicii, lui Victor? Da. Și spunea, da, părinții își iubesc copiii, dar bunicii și, idolizează -i. Și am înțeles acest lucru pe, pe deplin și sunt convinsă că și eu voi face la fel. Doamna Viorica Dăncilă își petrece timpul în bucătărie atunci când are timp? Da. Gătiți? Da. Specialitatea da. casei fiind? Produse românești. Fac și sarmale, fac și ciorbă. Nu fac o zonacă, nu-mi nu iese. Găsim la cofetărie. Dar, da, da, dar gătesc pentru familie. Îmi place să gătesc pentru familie atunci când am timp. Ne-ar plăcea o dată să vă vedem în această epostază. Cine știe? S-ar putea de emoții să nu iasă. Dar ar fi interesant. Ce ați dori să transmiteți oamenilor, celor care vă plac, și celor care nu vă agrează? Uh, celor care mă plac să le transmit că le mulțumesc foarte mult, că simt susținerea lor, pe mulți poate nu-i cunosc, dar uh, simt susținerea lor și că le mulțumesc din suflet pentru acest lucru și că nu îi voi dezamăgi, iar pe cei ca, pentru cei care nu mă plac să le transmit că îmi doresc să mă cunoască mai bine, și la un moment dat să-și dea seama că au greșit și că nu sunt omul pe care uh, l-au creonat anumite, anumite publicații. Sper ca să le dovedesc că merit aprecierea lor și nu antipatia lor. Asta înseamnă că munciți pentru treaba asta și îmi place că n-a spus nu mă interesează. Nu, nu, nu poți trăi uh, într-o lume izolată. Pa da, mă interesează părerea fiecăruia. Știu că nici într-o familie nu te plac toți membrii familiei, dar eu vreau să le dovedesc că merit aprecierea lor. Și la final lasă să spună, a meritat, nu? Căci doar a a meritat la, și, și la a meritat. Uh, nu-i acuz. V-am mm, mm. spus, sunt foarte multe lucruri care s-au spus în, în spațiu public. Da. Uh, poate am făcut și anumite greșeli, și nu-i nu acuz că nu au acea apreciere pe care mi-aș dori să o aibă, în ceea ce mă privește. Dar îmi doresc să le demonstrez că nu este așa și că uh, greșesc atunci când uh, au aceste sentimente față de mine. Se spune că românul, pe lângă faptul că el critică și este primul care aruncă cu piatra și, mă rog, îi place uh, să fie acolo în primul rând, să audă și să știe tot, este și cel care are acest, această abilitate de a face haz de necaz, de a fi ironic autoironic de a transforma lucrurile grave în niște lucruri amuzante. Ne referim și la pandemie, ne referim și la alte probleme, și la virus, și la oameni din politică. S-au făcut și bancuri, și emisiuni televizate, și la emisiuni de umor despre doamna Viorica Dăncilă. Le știți? V-au da. amuzat? Ați râs vreodată la ele? Da, multe Sau dintre ați ele, schimbat da. postul? Să știți că... Uh... Pe români acest lucru i-a ajutat pentru că momentele grele le-au depășit de multe ori mergând spre această parte bazată pe umor. Dar aici era vorba despre persoana uh, dumneavoastră. Nu, să știți că le-am urmărit multe dintre ele, este adevărat că au fost și emisiuni în care s-a coborât foarte jos și care au jignit, iar eu nu mă permis să jignesc un copil cu atât mai puțin un adult dar să știți că m-au amuzat multe dintre, dintre emisiuni nu sunt genul care dacă s-a făcut o glumă sau un banc sau vai de mine ce s-a întâmplat toate acestea sunt amuzante dacă se mențin limită. între anumiți parametri Cu o limită, v-ați întâlnit vreodată cu vreo persoană care a încercat să vă sau care v-a ironizat la televizor? Da, da da, am m-am întâlnit, actor, -am -am întâlnit Sau... și mulți dintre ei chiar Își uh, au cerut scuze și uh, le-am spus Pute pentru că cine că De nu e un da, nu e da, o secret. Da. Cu foarte mult și din uh, și, și jurnaliști care uh, m-au etichetat la un moment dat și mi-au spus ne cerem scuze, am greșit. Acum că v-am cunoscut, ne dăm seama că Ceea ce credeam noi. Au e putut cu totul. să vă spun asta? Da, și admir foarte mult pentru uh, sinceritatea lor. Le-am spus că nu le port niciun fel de ranchiună. Pentru că Poate și eu gândeam la fel, că noi avem această tendință de a fi superficiali în a eticheta pe cineva. Și având în vedere acea, acele articole, acea etichetare foarte agresivă din perioada în care am fost da. prim-ministru, oamenii și-au format o anumită percepție dar pe care sperăm că și prin prisma acestui episod la podcast o să-și schimbe părerea, nu? În bine, pentru că, la mod de ce nu? O suntem datorie mereu cu... Uh, nu știu dacă cu, cu câte o explicație, dar atât timp cât activăm în mediul acesta public, este bine să arătăm și o altă latura noastră. Este foarte important să cunoaștem adevărul exact. și să încercăm să nu ne mai formăm impresia numai după ceea ce spun alții, să ne formăm o uh, impresie după ce vedem cu proprii noștri ochi. Și acest lucru ne ajută. Așadar, în premieră, doamna Verica Dăncilă a transmis un mesaj și celor care o plac, o iubesc și au încredere, dar și celor care nu o agrează și nu au o părere la fel de bună precum alții. Până la urmă nu ne pot uh, iubi toți, toți nu? Corect. Ar fi fost și plictisitor, cred. Corect. <laughs> Vă mulțumesc tare mult. Este ceva ce nu v-am întrebat și v-ar fi plăcut să să știe oamenii de acasă? Vă rog. Faptul că sunt o mare susținătoare a femeilor Susțin foarte mult promovarea femeilor, că am luptat foarte mult pentru acest și lucru. Și ați luptat pentru drepturile lor? Da, nu pentru că sunt femei, dar pentru că avem femei foarte bine pregătite, profesional, femei care pot aduce un plus. Și eu sper ca femeile să aibă acest curaj de a face un pas înainte. Știu că munca este dublă, că mai există Prejudecăți în România Că mai este o mentalitate care Spune femeile trebuie să rămână La cratiță cel Dar trebuie, da, trebuie să Înțelegem că suntem în secolul 21 și le recomand Ca indiferent de domeniul În care sunt Să aibă puterea să ridice Fiecare barieră care Este în calea, în calea Lor Este femeie egală cu bărbatul? Uh, încă nu. Din păcate, încă nu. Și cred că acest lucru nu din, cau din cauza unei minorități, pentru că marea majoritate a bărbaților din România uh, nu mai văd acest lucru. Adică li se pare că este inutil să mai vorbim despre Dar acest lucru. Dar ar fi lucru. o greșeală să credem asta? Este o greșeală să credem că încă s-a ajuns la egalitate. Nu. No. Uitați-vă și din punct de vedere al salarizării, uitați-vă din multe, multe puncte de vedere și din punct de vedere al promovării și din punct de vedere al politicii. Uitați-vă acum pe scena politică, partidele mari, în PSD avem o singură femeie la conducere, în PNL o singură femeie la conducere, în celelalte nu prea avem femei la conducere. Bine, în partidul din care fac parte da. națiunea Oamenii Împreună, în conducere avem 5 femei și 3 bărbați. Oho. Am, înțeles am încercat să, să compensăm. Să compensați. Dar sunt femei cu o carieră extraordinară. Sunt convinsă. Și femei care uh, au foarte multă foarte multă experiență, expertiză și care pot aduce un plus. Eu sunt tare mândră și onorată pentru că am avut aici în fața mea pe prima femeie care a ocupat funcția de prim-ministru. Doamne ajută să vă îndepliniți toate dorințele și personale și profesionale pe care le aveți în plan, Mulțumesc. să fiți sănătoasă și dumneavoastră și familia pentru că primul de ați mai trecut și să ne revedem cu bine oricând doriți și aveți ceva de spus, sunteți așteptată cu brațele deschise. Mulțumesc aceleași urări de bine și pentru dumneavoastră Și sper că v-ați simțit bine Foarte bine Vă Și felicitări mulțumesc. pentru ceea ce faceți Mulțumesc din suflet, le mulțumim și lor de acasă De asemenea sperăm că acest episod să ajungă la inimile cât mai multor femei în mod special Nu, și la auzul multor bărbați Să nu facem discriminare și nici diferențe Vă mulțumim tare mult și ne revedem data viitoare Sară frumoasă!